Domnule antrenor Cristi Negru, felicitări în primul rând pentru acest 4-0, în special, am spus-o și pe comentariu, pentru jocul, poate neașteptat de consistent și lipsit de trac pentru o echipă care se află la debutul în Liga a 3-a. Ne-am pierdut glasurile în diferite proporții amândoi. Cum vedeți jocul ăsta? Să ne entuziasmăm, să fim rezervați, realiști, care este cuvântul de ordine, după un 4-0 acasă? În primul rând, mulțumesc pentru felicitări. Nu mă bucură rezultatul, cât mă bucură jocul. Cum ai spus și tu, a fost un joc consistent, un joc în care am reușit să punem presiune, am reușit să marcăm goluri. Le-am și spus jucătorilor că meciurile oficiale nu se seamănă cu cele amicale și am avut dreptate, pentru că toată lumea ne judeca după meciurile amicale. Iar noi am arătat că o echipă matură, chiar dacă nu suntem omogenți, în cont că am adus 12-13 jucători în vară, am reușit să controlăm jocul de la cap la coadă, să câștigăm cu o diferență așa mare. Nu vreau să ne entuziasmăm deocamdată, trebuie să rămânem cu picioare pe pământ. E un început, da, am început cu dreptul, asta l-am spus și jucătorilor, e o victorie mare, ne bucurăm de astăzi până luni. După aceea ne interesează următorul meci. Următorul meci, unde și cum vreți să-l abordați? Va fi în deplasare. Da, următorul meci jucăm la Chiajna 2, din câte știu, jucăm tot sâmbătă. Eu tratez fiecare joc în parte. Primul meci e întotdeauna cel mai important. A trecut prima etapă, urmează etapa a doua, în care va fi o săptămână grea pentru mine, vă spun sincer, pentru că trebuie să țin jucătorii cu picioare pe pământ. După un joc bun și după o victorie frumoasă, vreau să-i mențin cu picioare pe pământ. Sunteți antrenorul unei echipe nou promovate, chiar dacă jocul arată bine, obiectivele probabil că sunt realiste. Înaintea jocului de astăzi, nu vă întreb acum la cald după joc, care era obiectivul, care era ținta de atins a formației dumneavoastră? Obiectivul nostru e clasarea în primele 8. Să ne clasăm în primele 8, da? Știm că suntem nou promovată, retrogradează două echipe, noi gândim la locul ăsta. Noi vrem să nu fiecare meci în parte, să jucăm un fotbal cât mai spectaculos și să adunăm cât mai multe puncte. Suntem conștienți că suntem nou promovată, sunt jucători foarte mulți noi veniți la echipă și obiectivul nostru e o clasare, să fim acolo în primele 8. Președintele Gabriel Vădulescu spunea sau cerea publicului să aibă răbdare 3-4 etape, publicul a fost în număr mare la stadion, v-a aplaudat la scenă deschisă, un cuvânt pentru ei. Le mulțumim că au fost alături de noi și așteptăm în continuare. Vor veni și momente când vom fi sub presiune, vor veni și momente grele ale jocului și ale jocurilor și atunci trebuie să fie alături de noi.